Ușa lui Lucian era slobodă și deschisă oricui, ziua și noaptea, ca la biserică. O candelă veghea cu scânteia ei ca să deslușească vag pentru întuneric lucrurile din odaie. L-am găsit într-o dimineață zguduit, dar însuflețit și cu ochii lui frumoși aprinși. După ce îl părăsiseră rând pe rând toate organele care fac viața, dacă nu plăcută, cel puțin suportabilă, mai trăiau din el ochii și glasul, care a vorbit articulat până la stingerea ființei întregi. Lucian plângea. Plângea de o emoție fericită. Mi-a povestit că venise noaptea o umbră cu pelerină strecurată în odaia lui. Mută, umbra a scos din pelerină o vioară și a cântat. I-a cântat 2 ore întregi, parcă o muzică dintr-altă lume. Apoi umbra și-a luat vioara și pelerina, s-a apropiat de patul răstignitului și i-a spus: iartă-mă, te rog, sunt George Enescu. Mâinile nu și le-au putut strânge pentru că brațele pictorului nu se mai puteau mișca de un an. Amintind de darul discret făcut unui artist părăsit, într-o vreme când gloria personală pe alții îi orbea, cred că niciun elogiu ce i s-ar putea aduce acum pe mormântul de-abia acoperit maestrului George Enescu, maestru cu adevărat, nu poate întrece aducerea aminte.